Suntem chiar acum la un centru de refugiați din Siret. Aici o să fie adăpostiți oameni care vin din Ucraina. Tocmai ce acest centru a rămas fără lemne pentru foc. În timpul cel mai scurt va trebui să facem rost de finanțe pentru a cumpăra niște lemne, pentru a putea fi încălzită această locație, ca să poată locui oameni care vin din Ucraina. Te motivăm și pe tine ca să te implici în acest proiect de a încălzi inimile refugiaților din Ucraina. Aici este un centru de refugiați în zona Siret. Vrem să cumpărăm câteva lemne pentru că au rămas fără lemne și nu au cu ce încălzi toată clădirea. Toți care vreți să vă implicați, care vreți să ajutați pentru a cumpăra lemnele, ne puteți contacta ca să putem cumpăra într-un timp cât mai scurt lemnele, să putem să le aducem aici. Aici o să vină refugiații și o să stea un timp destul de scurt, dar pentru asta le trebuie căldură. O să pleci și o să vină tot alții și o să fie nevoie și de o echipă care să facă ordine aici în această clădire. Clădirea e în Siret, e o clădire socială. O să avem nevoie de voluntari care să dea o mână de ajutor la a face curat aici, de a igieniza după ce o să plece o parte din ei.